În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, putem spune în acest moment că pășim într-o etapă nouă duhovnicească și anume ne bucurăm de bucuria postului care vine încărcat de sfinți, sărbători și semnificații deosebite prin nașterea Mântuitorului, dar putem spune că odată început postul Crăciunului, deja s-a mai încheiat un an din viața noastră, pentru că nici n-apuci bine să răsufli și încep colindele, nici n-apuci bine să te pregătești de împărtășit și trece postul, și nici n-apuci bine să te împărtășești și încep sărbătorile de iarnă. Postul Crăciunului este un post care are o vechime ca și a Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea se și cheamă postul nașterii Mântuitorului sau nașterii Domnului. Ca valoare spirituală, noi trebuie să înțelegem doar câteva lucruri semnificative. Primul lucru pe care l-am înțeles eu de dimineață, în primul rând, a fost vremea frumoasă de afară și numărul dumneavoastră numeros a celor care sunt în biserică și a celor care erau și prin prejur. Deci ceea ce înseamnă că oamenii au conștientizat, este începutul postului și mă duc să iau o binecuvântare de post sau mă duc să văd când mă pot împărtăși și spovedi. Înaintea voastră, mesagerii ai postului și ai Sfintei Împărtășanii au fost copiii care de dimineață au curs necontenit. 2-3, poate chiar au trecut de 100, cei care mititei s-au împărtășit astăzi cu cinstitul trup și sânge ca să împlinească cuvântul Mântuitorului. Veniți, cei osteniți și împovărați, sau lăsați copiii să vină la mine. De ce m-am referit la copii? Pentru că una din cerințele postului, cred că ar fi bine spui microfonul ăla, că aia de acolo n-au un cred în spate. Deci una din cerințele postului este să fim copii la suflet, nu la trup. Că la trup nu mai putem fi copii. Pot fi bătrâni de 18 ani și pot fi tineri de 70 de ani. Deci în momentul în care ai sufletul blând și bun, ai depășit prima etapă a postului și de aceea Sfinții Părinți au dat câteva repere din acestea duhovnicești, din care am să vă mai spun și vouă câte una și apoi intrăm în Evanghelia zilei. Spune că odată un tânăr s-a dus la un ava și l-a văzut pe acesta postind, dar s-a mirat că bătrânul a mâncat 4 pesmeți. Tânărul mânca doar 3 și a zis, vai, dar ce bătrân neîmbunătățit. Și în clipa aceea Dumnezeu și-a luat darul de la el și a început să lupte desfrânarea și foamea și mânca și mânca și mânca și era chinuit. Și în cele din urmă a venit la bătrân, a căzut în genunchi și a spus, bătrâne, te-am judecat, te-am osândit, ai mâncat în fața mea 4 pesmeți și eu mâncam doar 3. Și acum mă luptă un război cumplit. Fiule, du-te în cetate, cumpără-ți 5 pâini și 10 kg de carne. Și în fiecare zi să mănânci 1 kg de carne și o jumătate de pâine. Și apoi să îmi spui când vei termina acest canon ce ai simțit. Și în momentul în care a început acest canon, s-a potolit și patima desfrâului, și lupta nesațiului, și lăcomia. Și a spus, părinte, n-am simțit niciun război. Iată, fiule, aceasta este roada binecuvântată a postului. Cineva o să zică, dacă cum a postit cu carne? Da, era sub ascultare și a postit cu carne. Aceștia sunt canceroși, bolnavi de ciroză, diabetici,
Ei nu pot să țină post normal cum ținem noi cei tari. Ei țin în măsura în care pot ei și noi nu avem dreptul să-i judecăm. Deci nimeni nu știe ce înseamnă, sau cei care au trecut printr-un citostatic sau printr-o încercare de genul, știe ce înseamnă istovirea trupului. Într-o altă cetate era un pusnic și o femeie mai îndrăzneață, nu din babele noastre sfinte, una oarecare mai obraznică, s-a dus să-i ducă o oală cu lapte. Și neavând unde să pună acel lapte, l-a băut pe loc și i-a dat vasul înapoi. Și i-a umplut toată cetatea. A, pusnicul cu tare? Să vezi ce dezmățată-i. Eu m-am dus în post, i-am dus lapte și l-am mâncat. Nu peste mult timp, întâmplându-se în cetate oarecare fără de lege și profitând de faptul că pusnicul avea nume rău, că își consuma alimentele de dulce în post, a spus, el e vinovatul, cred că el este cel care a greșit, că o fecioară l-a învinuit că ar fi însărcinată cu el. În momentul în care au ajuns la pusnic și l-au batjocorit bine, el a spus, iertați-mă fraților, eu am greșit, eu sunt vinovat. Dar am o rugăminte, când se va naște pruncul, să mă chemați și pe mine în calitate de tată la botez. Și aceia s-au răzvrătit asupra lui și a zis, ești și prost, și tupeist, și mândru, și îndrăzneț. După o asemenea faptă, mai pui și condiții? Și a spus, da, am această dorință. Mă simt totuși fremătat de acest sentiment al tatălui. Și a venit pusnicul la botez, iar când preotul a muiat copilul în apă, pusnicul s-a adresat pruncului ca și cum ar fi vorbit către un bătrân. Fiule, cine-i tatăl tău? Că eu nu știu. Și pruncul a spus, omul de colo. Și toată lumea a mărmurit. Și a zis, părinte, părinte, iartă-ne, te-am judecat greșit. Și pusnicul a spus, faptele, nu laptele. Deci același lucru este și pentru cei vârstnici, care neputincioși fiind, bătrâni fiind, bolnavi fiind, suferinți fiind, nu comozi fiind și leneși fiind, pot să folosească în post și o lingură de lapte atunci când e nevoie sau o bucată de brânză, dar nu în zilele stricte de lunea, miercurea, vinerea, prin a cunoaște substanța și esența postului. Un alt pusnic și mai sporit, pentru că vom merge din etapă în etapă, ca să vedeți de câte feluri de post ne putem învrednici, deocamdată ne-am învrednicit de cei care se pot înfrâna mâncând de toate și nu păcătuiesc. Căci spune Sfântul Vasile cel Mare, am văzut trup sănătos și minte sănătoasă. Iarăși Sfântul Vasile cel Mare spune, am văzut trup slăbănocit de post și rugăciune, dar plin de patimi. Și aici Ava Iperchie, unul din cei mai mari sfinți ai Patericului, vine și spune așa, eu îi mulțumesc permanent lui Dumnezeu că niciodată din post nu mi-am făcut o virtute, ci doar o armă. Am mâncat de mi-a fost foame, am băut de mi-a fost sete, am dormit de mi-a fost somn, dar numai și numai cu măsură. Deci iată ce frumos. Măsura. Măsura înseamnă discernerea. Nimeni nu o să mănânce două pâini dacă simte să mănânce numai una. Nimeni nu o să bea două găleți de apă dacă simte nevoia să bea o cană. Și atunci, dacă ai măsură, nu mai e nevoie de post. Că și măsura e tot un post. Un alt pusnic avea un ucenic și i-a spus așa. Vrei să te faci călugăr? Da. Treci și mănâncă. Bătrânul a mâncat un pesmet, ucenicul i-a pus trei. Ucenicul a mâncat și el un pesmet și doi i-a lăsat în farfurie. Și a spus bătrânul, dar de ce nu mănânci? Doar tu nu ești călugăr. Da, dar vreau să mă fac călugăr.
Ei, aceasta o putem raporta și la alt cuvânt. De ce te înfrânezi? De ce postești? Că doar nu e obligatoriu. Sunt creștin. Sau vreau să fiu creștin. Deci postim și din considerentul de respect față de Cel ce a făcut cerul și pământul, față de Cel care s-a născut pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire, față de Cel ce s-a răstignit pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire și pentru Cel ce a postit pentru noi oamenii și s-a jertfit pe cruce pentru noastră mântuire. Și i-a zis pusnicul, ia-ți traista cu pesmeți, du-te la pustie, sapă-ți colibă și am să trec eu pe acolo, crezând că în felul acesta a scăpat de el. Și când s-a dus, după 6 luni să-l cerceteze, traista nu era consumată, nici jumătate, și colibele erau un număr de 2. Și a zis, păi, dar de ce ai făcut 2? Dar dacă vine unul mai neputincios ca mine, nu trebuie să fac dragoste de aproapele? Deci iată unul din folosul postului și din semnificațiile postului. În momentul când postești, și nu știu dacă în postul mare sau acum, o să întâlnim o evanghelie care sună așa. Când postești, spală fața ta și unge capul tău. Nu fi posomorât ca fățarnicii care smolesc fețele prin târguri și prin colțuri și prin intersecții de stradă, purtând stafilactii lungi, adică hainele lungi ale saducheilor, ca aici se referea Mântuitorul, făcând pe posomorâții și pe smeriții. Nu! Nu trebuie nimeni să știe că tu ești în măsura rugăciunii sau în măsura postului. Să pari ceea ce nu ești și să fii ceea ce crezi că trebuie să fii. Asta este în virtutea postului. Nu să stai cu gândul la mâncarea de dulce, mâncând mâncare de post. Că nu e o virtute. Mănâncă mai bine de dulce și gândește-te la mâncările de post. Pentru că atunci îl superi pe Dumnezeu, crezând că prin aceasta te osândești. Nu te osândești. De fapt, te curățești, te discerni și te luminezi la minte. Aburul bucatelor grase, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, încețoșează mintea credinciosul. Un alt pusnic și mai sporit și-a luat o pâine în chilie și cred că a mai amintit-o, dar așa mi-a venit acum. Și-a spus ucenicului său, ia psaltirea, citește, roagă-te, mănâncă, odihnește-te, dar nu mă deranja că acum trebuie să mă rog. Și bătrânul a picat în rugăciune ca într-un somn adânc, ucenicul a pus pâinile lângă el, a luat psaltirea și a citit, și a citit, și a citit, și a citit. I-ar fi venit să mănânce, nu îndrăznea să-l trezească pe bătrân, că a zis că e obosit. I-ar fi venit să-l trezească, să ia binecuvântare, era milă de bătrânețea lui. Hai, mai citesc, mă mai rog. Și deodată se aude o ciocănitură în ușă, Evlogite Gherna. Da. Ce s-a întâmplat? Și de la ușă se aude. Haideți în biserică. S-a terminat postul și e slujbă de obște unde trebuie să fie tot soborul. Și a întrebat bătrânul uitându-se la pâine, dar tu nu ai mâncat? Păi dacă te odihneai atât de profund și erai atât de obosit, n-am îndrăznit să te trezesc. Dar ce reiese de aici? Că harul bătrânului i-a dat puterea ucenicului să străbată postul cu o ușurință nemai întâlnită, deci prin puterea rugăciunii, și mai mult decât atât să-i scurteze timpul. Lui s-a părut că a trecut de aici până aici, dar el a trecut tot postul, intervalul, 40 de zile, că spune în psaltire, înaintea ochilor tăi, Doamne, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții. Deci atunci când ești în rugăciune curată, nu simți cum se scurge timpul. Și atunci sigur că această folosire duhovnicească vine și ca o etapă de creștere duhovnicească. Și aici v-am amintit toate aceste lucruri ca să înțelegeți că cele 4 mari etape de post se împart în postul de bucate, de la ușor, vegetarian, sau lacto pentru cei bolnavi,
până la postul negru sau aspru pentru cei ce vor, nu-i oprește nimeni, fiecare după a lui putere și după a lui binecuvântare și după a lui duhovnic. A doua etapă a postului înseamnă înfrânarea simțurilor și pornirea patimilor care se curățesc prin împuținarea mâncării. A treia etapă a postului este curățirea cugetului și a minții de gânduri viclene, de vorbe rele, de clevetire, osândire și așa mai departe, a laii iubirii de sine. Și a patra etapă a postului este cea de luminare și de strălucire a minții și de vedere, cum spune Sofronie Saharov, o fac și eu pe interesantul, de vederea mistică a lui Dumnezeu. Adică să-L găsești pe Hristos în tine, iar sufletul tău să fie iesle sfințită, în care să se nască pruncul Iisus euharistic din dragostea ta, din osteneala ta, din bunăvoința ta, din iubirea ta față de Dumnezeu și din glasul Sfintei Liturghii. Și atunci așa se explică că pe parcursul a tot postul, oamenii vin și se împărtășesc. Copiii care nu mănâncă și sunt mai micuți și țin măcar miercurea și vinerea, în fiecare duminică, bolnavi la 3 săptămâni, credincioșii și odată pe lună, cei vrednici la începutul și la sfârșitul postului și așa mai departe. Un alt folos al postului este și bunătatea. Deci atunci când postești, nu neapărat că trebuie să împarți bucatele. Dacă ai cu cine împarți și nu te oprește nimeni, dar să scoți răutatea din suflet, că dacă n-ai scos răutatea din suflet, trebuie să ții minte 3 lucruri. Diavolul nu mănâncă niciodată și totuși este demon. Omul are dreptul să mănânce și totuși este înger. Diavolul nu doarme niciodată și totuși priveghează. Priveghează la căderea noastră. Diavolul nu curvește niciodată și nu se întinează, duh fiind și înger fiind, și deși nu curvește, este totuși demon. Iar noi oameni fiind și căzând ne ridicăm și suntem tot îngeri, dar esența din tot postul este aceasta. Smerindu-ne noi, El nu se va putea smeri niciodată și atunci L-am biruit. Deci primul lucru care trebuie să-L împlinim prin post este să ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care a spus așa: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. De aici ne vine pacea. Nu ne vine nici din lege, nici din vot, nici din schimbare de regim, nici din schimbare de guvern, ci din interiorul inimii. Dacă nu se schimbă omul lăuntric, nu se schimbă nimic în el. Dacă nu se schimbă omul sufletește, nimic nu se schimbă în jurul lui. Deci noi trebuie să căutăm pacea îngerilor, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoiți. Așa au cântat îngerii la naștere, condamnați-i pe ei. De ce v-am amintit toate aceste lucruri? Ca în finalul acestei bunătăți să vedem Evanghelia semnificativă care a fost pusă astăzi și s-a spus că un învățător de lege, adică unul ca mine sau ca alții care fac cum fac eu, a venit și l-a întrebat pe Mântuitorul: ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Frumos! Ce trebuie să faceți să vă mântuiți? În primul rând, să fiți voi înși vă curați, cinstiți, demni, omenoși și serioși. Asta trebuie să faceți. Dar învățătorul Iisus Hristos i-a spus așa: ce este scris în lege, cum citești? Și dacă ați văzut sinteza tuturor legilor decalogului, este prima: să iubești pe Domnul din tot sufletul, cugetul și inima și pe aproapele ca pe tine însuți. Sunt foarte curios câți din noi am putea iubi pe aproapele ca pe noi înșine. Niciodată. Asta la creștini rămâne cea mai mare lacună cu care mergem în mormânt. Ca să-L poți iubi pe aproapele, păi chiar trebuie să vrei să iubești. Și ca să poți să-L iubești ca pe tine, chiar trebuie să curgă sânge din suflet, să poți să biruiești iubirea de sine în favoarea iubirii aproapelui. Deci aici e un război care nu încape și aici nu se dă cu săbii,
ci se dă cu duhurile. Și vreau să vă spun că învățătorul, crezându-se a toate știutor, i-a pus Mântuitorului cea mai grea întrebare din viața lui. Și cine e aproapele meu? Acum eu vă întreb pe voi, dacă sunt în fața voastră, cine e aproapele meu? Cui să-i dau cu piciorul sau pe cine să-l lovesc, să-l jicnesc, să-l ignor sau să-i întorc spatele din cei care sunt de față? Nu toți sunt aproapele meu, nu sunt semenii noștri, n-au suflet ca noi, nu-s icoana lui Dumnezeu, n-au suflet viu, nu-s creați de Dumnezeu, nu-s oglinda noastră. Ba da. Dar ce a vrut să găsească învățătorul de lege? Ce fel de aproape? Despre cel care se spune în Scripturi așa, când faci o spăți, nu-ți chema prietenii să-ți întoarcă înapoi, că-ți pierzi plata. Cheamă sărați străini necunoscuți să nu-ți poată întoarce, să ai plata în cer. Când faci milostenie, nu trâmbița să știe stânga ce face dreapta, că ți-ai pierdut plata. Fă nascuns ca nascuns să ți se plătească. Când te rogi, intră în cămara ta, încuie ușa ta puțin câte puțin până va trece mânia Domnului, cum spune la cântările lui Moise. Dar de ce? Dacă nascuns te rogi, nascuns îți plătește. Mântuitorul asta se explice din acestea. Și i-a dat o pildă. Cineva cobora din Ierusalim la Ierihon. E o distanță de vreo 30 de kilometri, prin pustiuri cu piatră, nisip, măslini, piper, salcâm de pustie, hiene, șacali, dar sunt și hoți. Adică ce? Un fel de pirați de uscat, care bande, cum avem noi, prin mall, prin supermarket, prin trenuri, prin gări și te trezești, fără geantă, fără portofel, poștașul fără geanta cu bani și așa mai departe. Aceeași marfă. Numai că acolo, aici e în oraș și acolo e în pustie. Aici îți dă cu spray, că e modern, acolo dădea cu piatra în cap. Și l-au chinuit lăsându-l la bea viu. Așa spune Scriptura. A trecut preotul pe alături și nu l-a ridicat. Preotul ce făcea? Sigur că pleca în cetate la rugăciune, la rugă. Deci iată, făcea o rugăciune falsă. Cum și noi creștinii de multe ori facem o rugăciune falsă. Să încrape vecinul, să încrape dușmanii, să încrape vrăjitoarele, să încrape vrăjitorii, să încrape cei care îmi poartă grijă, să încrape cei care le-am împrumutat bani și nu mi-i mai dă înapoi, și amădă, etăcă. A trecut pe alături și nu l-a ridicat. A venit și Levitul, slujitorul, diaconul legii vechi. La fel s-a grăbit și nu l-a interesat. Dar samarineanul, căci Samaria e undeva mai departe de Ierihon, dar se intersectează căile, cum ai merge de la Vlădiceni în Păcurar și treci prin Podul Roș, a oprit, a văzut cu un om să chinuie acolo și vă explic trei lucruri. Ce l-a făcut pe samarinean să-l ridice pe acel chinuit? În Ierusalim nu mor de foame, că foamea nu vine de la căldură. În Ierusalim mori mâncat de fiare, de goange, adică de tot felul de muște din astea mizerabile care se pot pune și produce infecții prin înțăpătura lor, sau de căldură, de sufocare. Și atunci, sigur că primul lucru care l-a făcut, ați văzut foarte înțelept, l-a pus și l-a dus la o casă de oaspeți. Și ce înseamnă casa de oaspeți? Prin acea pustie, pe cărarea respectivă, cum avem noi stațiile de autobuz sau cum avem noi din loc în loc câte un magazin, iau câte o căsuță din piatră unde se vinde un pic de apă, o pâniță, o curmală, o finică, o smochină. Deci un fel de mici negustori. Aia era casa de oaspeți. Ca un fel de stații din astea de noptare, ca să spun. Ca un fel de han, hai să-i spunem mai simplu. L-a dus acolo și primul lucru care a făcut, i-a uns rănile cu un de lemn și vin. Un de lemnul să moaie coaja și să tămăduiască loviturile, să tragă sângele și hematoamele, și vinul să dezinfecteze, că are puțin, puțin alcool, și pentru că în zona Ierusalimului e foarte cald, are o leacă și mai mult. Deci ține ca loc de tinctura de iod sau, dacă vreți, chiar de spirit sanitar. Și a spus așa, ai grijă de el, nu-i da cu piciorul. Când mă întorc din drumul meu, probabil făcea negustorie cu aromate,
sau cu condimente, că asta tot Ierusalimul vezi grămezi de paprika, ardei, scorțișoară și tot felul de nibahar și așa mai departe. Și probabil ducându-le spre Ierusalim, la întoarcere din câștigul care l-avea, plătea 2 dinari, a scos 2 dinari, a lăsat gazdei și mai urma când se întoarce să mai plătească restul cheltuielilor. Bineînțeles că învățătorul a ascultat, dar și Mântuitorul l-a pus în dilemă. Ia spune, filozofule și cunoscătorule al legii celei vechi, al Torei și al vechiului așezământ, cine ți s-a părut că a făcut bine din aceștia trei? N-a putut în răutatea lui de iudeu să pronunțe cuvântul samarinean, că l-ardea, cel de alt neam. Și atunci și Mântuitorul i-a dat răspunsul pe potrivă. Mergi și fă și tu asemenea. Dar dacă o luăm exegetic după Sfinții Părinți și după cum detalează Evanghelia fiecare Sfânt Părinte, vom vedea că de fapt Mântuitorul ce-a făcut? A făcut un singur lucru. A desființat persoana întâia și prietenia. Aproapele meu ești tu. Sau tu, că vreau eu. A desființat persoana a doua. El sau ea. A spus așa. Aproapele tău este universal. Nu are nume. Poți să întâlnești pe cale un beduin. Poți să întâlnești pe cale un arab. Poți să întâlnești un budist. Poți să întâlnești un indian. Poți să întâlnești un eretic. Mai întâi de toate e om. Mai întâi de toate are suflet. Mai întâi de toate e icoana și creația lui Dumnezeu. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că Mântuitorul în dragostea Lui și în iubirea Lui de oameni vine să aducă o lege nouă. Nu om pe lângă om sau om contra om. Tâlharii care l-au bătut pe cel ce cobora din Ierusalim la Ierihon sunt oamenii care sunt om contra om. Și avem asemenea tâlhari suficient. Începând de la Siraj până la tot ce se cheamă magazin, industrie și comerț, tot tâlhari avem. De ce? Fiecare în bucuria lui sufletească crede că înșelându-l pe aproapele cu 2 lei sau cu 3 lei a câștigat ceva. Așa se numesc ei, tâlhari, negustori, cinstiți. Dar avem și oameni contra oameni prin ce? Prin bandiți, prin criminali, prin violatori, prin ucigași, prin hoți. Hristos n-a suferit lucrul acesta. Și l-a prezentat. Uite, voi care credeți că sunteți cinstiți în Ierusalim, tocmai voi cu toată legea voastră n-ați reușit să curățați locul acesta de asemenea oameni. De aia și-a spus că a căzut între tâlhari. Pentru că Mântuitorul știa clar că tâlharii cunoșteau și ei legea iudaică și în mod intenționat o călcau și săvârșeau fără de legi. Că la eliberarea Mântuitorului din temniță, dacă vă uitați foarte, foarte atenți în Scriptură, o să vedeți că iudeii n-au cerut eliberarea unui om drept și nevinovat. Ce a spus Pilat? Nevinovat sunt de sângele acestui drept. Nu, nu, nu! Răstignește-l nouă pe Barava să ne-l dai. Deci iudeii protejau pe acești tâlhari. De-aia i-a și prezentat Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Un om a căzut oarecare între tâlhari. Erau tâlharii acelor ținuturi și călcători ai legii. Tâlharii legii vechi. Și aici pot fi și dracii care atacă sufletul, mintea, gândul, după maxim mărturisitorul. În momentul în care a trecut preotul, avea o preoție sterilă. E ușor a ține predice, e ușor a învăța, dar trebuie să fie și practic. Adică, dacă a picat un om în groapă, îl scoți, dacă a picat un om în drum, îl ridici, dacă a leșinat de sete, îi dai un pahar cu apă, dacă a leșinat de foame, îi dai o bucată de pâine, adică și fapta bună. Nu, preotul a trecut rapid, a plecat la Ierusalim, el avea treabă la templu. Punea untură pe jertfelnic, spăla carne și frigea să miroasă Dumnezeu. Levitul la fel, s-a dus să nu piardă împărțeala.
Dar samarineanul și-a rupt din timpul lui comercial și din treburile lui personale și s-a oprit simbolizându-ne două lucruri. Unde lemnul, simbolul păcii, și vinul, care la iudei însemna bun venit. Deci, deși cel căzut între tâlhari nu era de un neam cu el, l-a tratat după binețea locului, necălcând rânduiala. Iar cei doi dinari care i-a lăsat gazdei, despre care se vorbește că ar fi fost lăsați gazdei, sunt de fapt ce? Sunt acele monede despre care în Sfânta Scriptură se spune așa. Unul a primit 2 talanți, unul 3 talanți, unul 4 talanți, unul 5 talanți, unul 10 talanți. Cel cu 10 va duce în zecit, cel cu 4 va duce în pătrit, iar cel cu un singur talant l-a îngropat și a spus așa: Doamne, Te știu om aspru. Seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai risipit. Ia-ți banul tău și lasă-mă în pace. Uite, nu m-am atins de el. Și Mântuitorul îi va spune, dacă mai știut om rău și aspru, că seceri de unde n-am semănat și culeg de unde n-am risipit. De ce n-ai dat banul schimbătorilor și zarafilor să vin eu să-mi iau cu câștig? Și de aceea a dat 2 dinari samarineanul. Că dacă dădea unul singur, îngropa talentul. A dat 2 pentru că deja avea 2. Avea simțul bunului, avea nota bunului simț, adică dragostea de aproapele și mila. Astea sunt rezultatele finale ale postului. De aceea postim noi în postul Crăciunului. Nu ca să mâncăm la sărbători caltaboș sau carne până vomităm sau băutură până o luăm iarăși de la capăt. Nu. Ca să învățăm că cei 2 dinari lăsați de samarinean la ușa gazdei sunt cele 2 virtuți. A fi om și a fi milostiv. Pentru că Iisus, de fapt, s-a născut într-o epocă în care oamenii nu erau oameni. Și spune colindu-mă mai departe, la casa lui Crăciun e ocupat, la palatele împărătești, îi multă treabă și foială, totul, nu mai sunt camere goale. Și apoi, cum spune acolo cântarea, mai și la urmă găsi apoi un sălaș mai gol de boi. Maica Sfântă s-a culcat și a născut pe fiul de împărat și așa mai departe, colindele. De ce? Mântuitorul a venit într-un moment în care oamenii erau mai răi decât animalele. Asta e marea taină. Și spune Chiril, Sfântul Chiril, marele episcop, cel de o vreme cu Ioan Gură de Aur. De aceea s-a născut Iisus în iesle, ca să se împlinească cuvântul din Scriptură, cunoscut a sinu ieslea stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Boii l-au cunoscut de Dumnezeu și i-au suflat căldură, vitele l-au aburit cu boturile lor, îngerii i-au cântat, stelele l-au luminat, păstorii l-au vestit, magii s-au închinat, numai poporul din care venea nu l-a recunoscut pe el. Deci, vedeți, aici este lucru pentru care Mântuitorul dă pildă pe samarinean care a lăsat 2 dinari gazdei, adică a lăsat simbolul bunului simț și al milei omenești. Deci, indiferent ce nație de om întâlnești, indiferent ce soi de om întâlnești, nu poți să-l ajuți, că n-ai să poți să strângi tu acum să faci acte de binefacere. Asta, repet încă o dată, e treaba societății. Avem sociologi, avem psihologi, avem asistenți sociali, avem resurse umane, avem filantropie, avem oameni care se ocupă în societate de culegerea cadavrelor și a rădăcinilor și a tulpinilor uscate și a crengilor uscate și a adăpostirea lor până la înverzire sau uscare totală, dar pe lângă toate acestea, umanitatea din tine te îndeamnă să dai un pahar de apă celui însetat și să nu-ți pierzi plata, să întinzi o bucată de pâine celui flămând, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, să dai o haină din prisosul tău, veche, nouă, dar curată să fie, pentru că gol am fost și m-ați îmbrăcat, să se împlinească de fapt finalul Scripturii. Întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut.
Deci aici vrea Mântuitorul să ajungă. Și cum încheie Mântuitorul Evanghelia de astăzi? Îi spune acelui învățător: mergi și fă și tu asemenea. Lasă teoria. Și dacă vreți să știți ca fapt divers, după Sfântul Ioan Gură de Aur, învățătorul de lege se pare că era, spune Antonie Plămădeală în cuvinte noi la Texte Vechi, cele două volume de predici, că se pare că învățătorul de lege era chiar preotul care se grăbea să treacă pe cale la templu. De aceea Mântuitorul a lovit cu această pildă exact în el. Pentru că așa avea Mântuitorul stil. Când au prins-o pe femeia curvă să o moare cu pietre, Mântuitorul s-a apropiat și a zis, zice, cine-i curat să arunce cu piatra? Toți îl știau că e Dumnezeu, nu în sensul de Dumnezeu, că e un om miraculos. Și a zis ăsta, ne mai face iarăși o glumă ceva, ne mai pune într-o situație proastă. Și au cam încremenit cu pietrele în mână. Și a început Mântuitorul în nisip să-i scrie la fiecare din față care s-a uitat pe nisip păcatul. Tu ai făcut asta, te simți curat, ăla lăsa piatra și pleca. Și tot așa până cei din urmă devenise cei din tâi și la un moment dat desfrânata singură. Și Mântuitorul îi pune întrebarea, de unde sunt părâșii tăi? Nu știu. Au plecat. Păi dacă ei te-au iertat, eu să nu te iert? Ai grijă să nu mai greșești. Deci iată-mi un mesaj al postului. În momentul în care postești, ai grijă să nu mai greșești. Și de ce v-am spus toate acestea? Pentru că deja am depășit, uite, a trecut jumătate de oră. Deci, v-am spus aceste lucruri ca să vedeți oglinda postului ca pe o lecție deschisă de religie. Să transformăm îmbuibarea în măsură, să transformăm bucatele grele în bucate mai ușoare, iar între timp, printre aceste rânduri de bucate, să mai vedem și cuvântul și glasul lui Dumnezeu care spune, iubiți-vă între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Voi să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. Voi să vă iubiți unul pe altul așa cum mă iubește pe mine Tatăl. Și eu să fiu cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Post ușor.